Bine v-am regăsit, dragii noștri! Prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Transilvania Policromă va sta sub semnul luminii, care în răstimpul zilelor scurte și al nopților lungi de iarnă este și mai încărcată de bucuria, speranța și așteptarea miracolelor. Vom vorbi despre sărbătoarea de Hanuca, prăznuită în aceste zile, despre Adventul care abia a început și despre călătoria luminii păcii la Betleem și semnificațiile postului Crăciunului la etnicii ucraineni. În partea a doua, după jurnal, de la ora 18:30, vă așteptăm ca de obicei cu reportajele Transilvaniei Policrome. Înainte însă de a vă prezenta pe invitatele mele din studio, vă propun un alt subiect de mare actualitate. Stimați telespectatori, începem așadar ediția de astăzi a emisiunii noastre cu o discuție telefonică care va aduce în prim plan protestele ucrainenilor. De mai multe zile, manifestanții pro-Uniunea Europeană au luat cu asalt piața Independenței, Maidan Nezalejnosti, din centrul capitalei ucrainene, Kiev, în pofida interdicției autorităților. Cifrele au ajuns la sute de mii de persoane, ceea ce înseamnă că vorbim de cele mai mari demonstrații de la Revoluția Portocalie din 2004 încoace. Aceste demonstrații au fost stârnite de decizia autorităților ucrainene de a suspenda negocierile pentru semnarea unui acord important care ar fi plasat Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană. Protestele s-au intensificat în urma summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde Ucraina nu a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Opoziția pro-europeană cere alegeri prezidențiale anticipate și plecarea de la putere a președintelui Victor Ianucovici. Demonstrațiile pro-europene au escaladat și s-au întins în toată Ucraina și chiar dincolo de granițele țării. Euromaidanul, o denumire generică a acestor proteste, a ajuns și în România, la București, unde a avut loc o acțiune simbolică de susținere a Kievului. Aflăm mai multe detalii despre această acțiune de la una dintre participante, Liuba Onjec Colotelă, coorganizator al acțiunii din România și o ucraineancă originară din Maramureș. Bun găsit, Liuba! Bună ziua, Maria, și mulțumesc pentru invitație. Voi ați organizat la sfârșitul acestei săptămâni o acțiune denumită generic Euromaidan în București. Ce înseamnă Euromaidan mai exact? Te rog să ne explici puțin denumirea aceasta. După cum ai menționat și tu foarte bine, Euromaidan este un termen generic care a desemnat o serie de acțiuni, proteste în masă ale studenților. Practic, acesta a început pe 21 noiembrie 2013, cum ai specificat și tu, ca reacție la hotărârea Cabinetului de Ministri de a înceta pregătirile la negocierile privind procesul semnării aderării la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Voi ați organizat acum o acțiune de curând în weekend, vineri mai precis, și ați ales să faceți această acțiune simbolică în piața Universității din București. Care a fost motivația voastră de a alege piața Universității? Piața Universității este un loc simbolic, un loc al libertății de exprimare, un loc al democrației. Aici au fost mineriadele îndreptate împotriva studenților, exact cum a fost acum toate aceste evenimente prin 30 noiembrie, de noaptea la ora 4 dimineața, când trupele speciale au bătut studenții și, practic, era perfect justificat să ne adunăm noi, tinerii ucraineni, solidari cu acei ucraineni care au suferit. Și cine mai exact a participat la această acțiune a voastră? Practic, am fost 11 etnici ucraineni, 8 originari din Maramureș și 3 originari din Bucovina. Suntem prieteni, atât am reușit, din păcate, să ne organizăm. Mai mulți n-au vrut, n-au putut să vină sau pur și simplu nu erau interesați de acest eveniment. Care au fost principalele mesaje pe care voi ați vrut să le transmiteți prin această acțiune simbolică? Mesajul era că inițial noi planificam să ne organizăm mai din timp. Eram solidari cu evenimentele din toată Europa, care s-au petrecut pe 24 și 26 noiembrie. Însă după 30 noiembrie mesajele noastre s-au schimbat. Practic, noi susțineam că, pe lângă că Ucraina este Europa, Ianucovici este un trădător, pentru că nu a fost de acord să semneze acel acord de asociere. Un alt mesaj era Putin hands off Ukraine, Putin ia-ți mâinile de pe Ucraina și lasă-ne să ne îndreptăm spre Europa. pentru că toți sunt deja sătui de influența Rusiei, de tot ceea ce se întâmplă, de corupție, de lipsa locurilor de muncă, de... Păi de altfel sunteți chiar un grup destul de avizat, ca să spun așa, în sensul că sunteți niște tineri implicați și destul de ancorați în ceea ce înseamnă situația politică, economică din Ucraina, deși sunteți etnici ucraineni, originari din România, din generație în generație, familiile voastre s-au aflat pe teritoriul României, însă ați fost destul de implicați în ceea ce a însemnat Ucraina. Ați participat prin intermediul diverselor proiecte, inclusiv la alegerile parlamentare de anul trecut ale Ucrainei. Da. Așa că, cu atât mai mult, această acțiune a voastră a fost foarte justificată și motivațiile la fel. Spune-mi, te rog, dacă veți mai organiza și alte acțiuni similare, mai ales în cazul în care protestele, după cum se știe deja, au ajuns în toată Ucraina și dincolo de hotarele acesteia. Da, deci practic din 30 noiembrie aceasta degenerată în revoluție. Dacă până atunci Euromaidanul era ceva pașnic, acum putem susține că este deja o revoluție. Noi urmărim, eu împreună cu soțul meu care am fost organizatorii acestui eveniment, urmărim cu sufletul la gură toate evenimentele, avem televiziune prin satelit, prindem canalele ucrainene, în special cele independente. De asemenea, urmărim în rețelele sociale, acolo unde prietenii noștri din Ucraina, cât și prietenii noștri din Europa postează toate evenimentele, tot ceea ce se întâmplă. Cei care mobilizează toate aceste adunări. Intenționăm totuși să ne mai adunăm încă o dată, dar așteptăm susținerea etnicilor ucraineni și din alte zone. Pentru că întreaga Europa s-a mobilizat. Dacă ați fi văzut o hartă cu protestatarii care au ieșit pe stradă în marile piețe din marile orașe europene, erau mai puncte ocupate în afară de România, unde nimeni, efectiv, nu era interesat. Unde anume s-au mai adunat ucraineni? În ce alte orașe mari din Europa, în afară de București? De exemplu, pe 24 noiembrie au început în Polonia, UK, Germania, Franța, Austria, Cehia, Bulgaria și SUA, iar pe 26 noiembrie Londra, Viena, Paris, Stockholm, Sofia. Cu atât mai mult, cei din Sofia și München deja declară că s-au deplasat spre Kiev pentru a-i susține pe cei de acolo. Voi sunteți... transmite informații spre noi. Spuneai și tu că sunteți un grup care pur și simplu s-a organizat pentru a-și exprima solidaritatea față de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Din relațiile pe care voi le aveți cu alți ucraineni, atât din Ucraina cât și din alte țări, care ar fi pulsul acestor acțiuni, atât în Ucraina cât și în alte locații din Europa? Mă refer aici pur și simplu la discuțiile așa mai personale pe care voi le aveți pe aceste rețele de socializare pe care le-ai menționat și tu. Menționez că discuții personale nu au loc pentru că nu există timp pentru așa ceva. Toată lumea postează evenimentele care se întâmplă, toată lumea este afară, nimeni nu stă acasă. Dacă postează de pe telefonul personal, lumea nu are timp de discuții personale. Noi urmărim știrile și vedem cam care ar fi cursul evoluției. Sperăm să obțină demiterea guvernului, să dea demisia și președintele și Ucraina să meargă pe făgașul normal spre Europa. Liuba, noi îți mulțumim pentru intervenția ta și vă urăm succes în acțiunile voastre viitoare de acest gen și nu numai. Vă felicităm pentru această inițiativă. Este un lucru foarte important că tineri precum voi v-ați mobilizat, tineri pur și simplu un grup fără o apartenență politică sau fără alte interese, exact. Doar a vrut să-și exprime solidaritatea față de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Mulțumesc și eu pentru invitație. Stimați telespectatori, după acest subiect destul de greu și de delicat, vă propunem un subiect care sperăm că vă va aduce, vă va readuce zâmbetul pe buze. Spuneam chiar la începutul emisiunii că vom avea în în centrul acestei emisiuni lumina. Este vorba despre semnificațiile pe care le are lumina sfântă în mai multe religii, culturi. În acest sens vreau să vă prezint invitatele mele din studio. O avem pe doamna Marta Bodo în studio, cea care este redactor șef al revistei Cuvânt Creștin. O avem pe colega noastră Andreea Ghiță, jurnalist la TVR Cluj, realizatoarea singurei emisiuni TV de sine stătătoare despre comunitatea evrească din Transilvania, din România, și o avem pe Maria Laver, etnic ucrainean cu originară din Maramureș, de la Asociația Ivan Crevan. Bun venit tuturor, vă spun, și ne bucurăm că vă avem alături de noi. O să explicăm telespectatorilor și mai târziu ce avem pe această masă și ce semnificație are fiecare element. Spunea că discutăm despre Advent, despre Hanuca, despre călătoria luminii păcii din Betleem și în alte comunități. Haideți să începem așa rând pe rând. Suntem acum, doamna Andreea Ghiță, o să încep cu dumneavoastră. Suntem în plină sărbătoare de Hanuca. O sărbătoare de asemenea luminoasă, frumoasă, veselă, în care se împarte daruri. Dar aș vrea să-mi spuneți mai mult așa pe scurt despre sorgintele acestei sărbători și cum s-a ajuns la Hanuca. Mulțumim pentru invitație. Eu cred că e așa un corolar frumos legat de lumină. Este deja a 6-a seară de Hanuca. Hanuca a început miercurea trecută și durează până inclusiv miercurea aceasta, deci 8 seri. Și este o sărbătoare legată de o victorie militară, dar în același timp, în esență, este sărbătoarea legată de triumful monoteismului asupra religiilor care se închinau idolilor. Dar această sărbătoare are loc în fiecare an în aceeași perioadă? Nu. Această sărbătoare are în fiecare an loc în aceeași perioadă după calendarul evresc sau iudaic, dar după calendarul obișnuit, după calendarul creștin, este o sărbătoare care își schimbă data în funcție de cum este în anul acela calendarul evresc, o lună în plus sau o lună în minus. Anul trecut, aproape în aceeași formație, am povestit despre Hanuca și spuneam că eu nu țin minte să fi sărbătorit vreodată Hanuca în luna noiembrie. Anul acesta probabil că a mai fost, dar eu nu țineam minte. A început în noiembrie, pentru că este un an cu toate sărbătorile foarte devreme. Și este o sărbătoare fixată pe ziua de 25 a lunii Kislev din calendarul iudaic, dar în funcție de așezarea acestei luni raportată la calendarul creștin, ea cade în diverse perioade, anul acesta între noiembrie și decembrie, respectiv din 27 noiembrie până prin, cred că 5 decembrie este ultima. Și acum ne aflăm în cea de-a 6-a zi acestei sărbători foarte frumoase și dumneavoastră ne-ați adus aici și avem în platou, pe masa noastră din platou, vreau să vă spuneți dumneavoastră ce este, ce reprezintă, și avem și lumânări. Deci să revin asupra sărbătorii. Este vorba de un sfeșnic cu 8 brațe, dar de ce are 8 brațe trebuie să revenim un pic asupra sărbătorii. Este o sărbătoare legată de un război civil în secolul I înaintea erei noastre, I-II înaintea erei noastre, în care evrei asimilați în Imperiul Roman, dar deja în perioada elenistă, au început treptat să renunțe, să nu mai țină atât de mult la religia lor și în același timp, în perioada aceea, zona locuită de evrei era ocupată de regii seleucizi, deci era sub regii care au rămas după destrămarea Imperiului lui Alexandru Macedon, care respectase și religia iudaică, și unul dintre regi care era un tiran cel mai, Antiochus Epifanes, cel puțin în legendă este un tiran foarte rău, a impus revenirea la religiile politeiste, la idol, și în ultima instanță au introdus idolii și în templu. Și atunci a fost o răscoală a unei familii, unui mare preot, Matitiahu, din dinastia Hașmoneilor, care au luptat, au învins pe o perioadă destul de îndelungată, după aceea s-a și întemeiat un regat al Hașmoneilor și au învins reprezentanții elenizării, deci probabil și partida adversă care era și armată, este legată și de un miracol. Este legată de miracolul, pentru că templul golit de idoli a trebuit reinaugurat, retârnosit, resfințit. Și aici ajungem la explicația cifrei 8 și la Hanukia, care atunci nu era Hanukia, era acel sfeșnic din templu cu 7 brațe, menora, în care se ardea uleiul. Și când au ajuns acolo, au văzut că nu au ulei din ulcior sigilat, decât un singur ulcior, care teoretic ar fi trebuit să dureze doar o zi, însă drumul după uleiul nou, sfințirea, și ar fi durat 8 zile. Și miracolul este că această luminiță a ars 8 zile până la aducerea uleiului nou. Și de atunci sărbătoarea se celebrează cu un simbol, cu o hanuchie, deci o menoră cu 8 brațe, care se aprinde în fiecare seară din cele 8, câte o lumânare. O să revenim și, asupra celorlalte simboluri legate de Hanuca, dar acum o să vă rog să aprindeți cele 6 lumânări, de fapt să ajungeți până la cea de-a 6-a lumânare și să explicați puțin la sfeșnic procesul. O să încerc să fiu cât mai rapidă. Deci aceste lumânări se aprind cu o altă lumânare, pentru că ele nu e voie să aprinzi flacăra o lumânare de la cealaltă, pentru că ele sunt numai să lumineze, nu să și aprindă. Și se aprinde cu altă lumânare care se numește servitor sau șamaș în ebraică. Și atunci de obicei se aprinde acest servitor, cu care aprindem lumânările. Există tot felul de teorii dacă ele trebuie aprinse de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, și dacă ar fi trebuit puse 8 la început. În fine, tot felul de controverse talmudice și știți că totdeauna talmudiștii au. Așa, și șamașul va sta și el aici de veghe în locul lui. De aceea lumea zice cum e a 6-a seară și de fapt sunt 7 lumânări. Dar de fapt sunt 7 lumânări, pentru că totdeauna și șamașul e acolo, trebuie să picur un pic. O să vă lăsați mai departe, pentru că să puneți și șamașul. Doamna Marta Bodă, vorbim tot despre lumine și tot despre un obicei legat de lumânări și legat de o altă sărbătoare. De data aceasta vorbim despre Advent. Ce înseamnă mai exact Advent? Ce reprezintă pentru catolici? Deci Adventul este o perioadă de pregătire înainte de Crăciun. Cum eu provin din ritul latin, deci romano-catolic, conform Romei, așa e denumirea, și denumirea Advent provine din latină, din adveniat, Adventus Domini, care înseamnă sosirea Domnului, și deci este vorba de sosirea, așteptarea acelei sosiri a Domnului. Este vorba de, să zicem așa, două faze sau două așteptări nu chiar diferite, dar legate în orice caz una de cealaltă. Deci este vorba de acea așteptare în timp care era până ce s-a întruchipat Fiul Domnului, adică Iisus Hristos. Deci aceasta e în istorie și în timp. Și cea de-a doua venire, sosirea a Domnului, care se va produce la sfârșitul timpului și când va veni și judecata de apoi. Deci această așteptare permanentă o trăim și acum. Și aceste două așteptări a sosirii Domnului sunt de fapt suprapuse și acestea le celebrăm. Deci una istorică și una care încă... Cine mai exact celebrează Adventul și aceste două așteptări despre care dumneavoastră ați menționat aici în Transilvania? Deci... este vorba de catolicii, de protestanți, adică de comunitatea maghiară și de comunitatea germană și, desigur, de acei croați, bulgari, să nu uit pe nimeni, slovaci, care sunt de religie catolică în diferitele zone ale Banatului sau lângă Oradea. Chiar avem un alt element pe masa noastră din platou, tot lumânări. Este vorba despre o cunună de Advent specifică acestei perioade. Vă rog să ne explicați ce reprezintă această cunună și ce reprezintă lumânările, cele 4 lumânări pe care le vedem. Deci este vorba de un fel de coroniță care în mod foarte regular ar trebui să fie numai din crengi de brad. Restul, deci s-a mai adăugat și se permite, da, dar în mod foarte puritan, deci doar acel cerculeț ar trebui să fie. Lumânările e permis să fie colorate cum le folosim acum, dar la biserică noi avem numai lumânări albe. Și, într-adevăr, este o diferență, deci 3 și cu 1. Acea 4-a lumânare are o însemnătate aparte, dar se semnalează de obicei cu doar o panglică. Deci o panglică care este vorba de 4 duminici ale Adventului. Nu putem să vorbim de 4 săptămâni ale Adventului, fiindcă de foarte multe ori a 4-a săptămână e doar pe jumătate, fiindcă deja 25, care e Crăciunul, sărbătoarea, întrerupe, deci nu sunt 4 săptămâni complete, dar 4 duminici ale Adventului există. Nu este neapărat, deci, o semnificație a de ce sunt 4 săptămâni. Desigur, sunt adăugate tot felul de însemnătăți simbolice. O să vă rog și pe dumneavoastră să aprindeți lumânările ca să terminăm cu partea asta, să nu avem alte... Deci, să vă spun, este o mică liturghie, să zic așa, a aprinderii. Momentan, cum suntem în prima săptămână, deci numai prima duminică de Advent o avem, o să aprind numai o singură lumânare și de obicei se recită, mai bine ar fi să cântăm psalmuri, dar nu n-aș îndrăzni acum să cânt. O să recit câteva rânduri de psalmuri că am adus cu mine, ca să și asta, deci sunt alese aceste versuri ca să ne arate în ce spirit trebuie să ajungem. Deci, către Tine, Doamne, îmi înalt sufletul, Dumnezeul meu, mă încred în Tine, să nu fiu făcut de rușine, ca să nu râdă de mine dușmanii mei, căci toți cei care se încred în Tine nu vor fi făcuți de rușine. Și mai departe, dintr-un alt psalm, Domnul își va revărsa binecuvântarea și pământul își va aduce roadele sale. Este foarte frumos cântat. Așa este. Maria, spune-mi așa foarte pe scurt despre un obicei pe care l-am întâlnit așa în ultimii ani, să spunem așa, și la ucraineni, dar nu numai. Este vorba despre o campanie, mai exact, o campanie care aduce lumina păcii din Betleem și o răspândește în mai multe comunități de ucraineni din toată lumea, nu numai din Ucraina. Spune-mi foarte pe scurt care este sorgintea acestei campanii. Așa, în primul rând, cred că ar trebui să menționez faptul că etnicii ucraineni sărbătoresc după calendarul iulian, este foarte important, adică cumva la 13 zile după calendarul gregorian, comparativ cu românii, ca să-și facă telespectatorii o idee. Lumina păcii din Betleem își are povestea, de fapt cum a început toată povestea. În perioada prin anii 80, așa pe la sfârșitul anilor 80, știm cu toți că a fost o perioadă tensionată atât din punct de vedere politic, apropo de ce se întâmplă acum și în Ucraina, cât și din punct de vedere religios. Și atunci s-au gândit cum să facă ca să-i apropie pe oameni, mai ales din punct de vedere religios. Un jurnalist austriac a venit cu o idee excelentă în preajma sărbătorii de Crăciun, cumva să împartă lumină. Lumină, bineînțeles, luată de la locul nașterii lui Isus Hristos, în parteneriat cu o organizație de cercetări din Austria, au împărțit lumina în Austria și așa cumva a luat amploare la nivel internațional. Cum a ajuns în Ucraina, pentru că m-ai întrebat de etnici ucraineni, dar prin 98, așa, ucrainenii au preluat ștafeta de la polonezi. La granița aproape de Lviv, acolo s-a predat lumina către ucraineni și de atunci ucrainenii s-au organizat foarte bine prin diferite organizații de cercetași, indiferent biserică, asociații și așa mai departe. În România, în urmă cu 3 ani, da, deci în urmă cu 3 ani, nu mă înșel, către etnici ucraineni au predat-o atunci. O să revenim cu detalii legate de partea aceasta și ce s-a întâmplat în România și cum s-a ajuns. Invităm pe telespectatori într-o scurtă pauză unde vom asculta o melodie specifică de Hanuca, după care revenim cu invitatele noastre și cu comparațiile noastre legate de semnificațiile luminii sfinte în diverse religii. Stimați telespectatori, avem o ediție specială în care în centrul atenției se află lumina. Lumina sfântă, așa cum este ea percepută și cu semnificațiile pe care le are în diverse culturi, în diverse religii. Suntem în plină sărbătoare de Hanuca și am putut povesti puțin alături de invitatele mele din studio despre diverse semnificații pe care are lumina atât în cadrul sărbătorii Hanuca, cât și la Advent, cât și la ucraineni în ceea ce privește campania Lumina Păcii din Betleem. Îl avem acum legătură telefonică directă pe domnul Tiberiu Rod, președintele comunității evreilor din Brașov. Bun găsit, domnule Rod! Bună! Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Domnule Rod, noi acum vorbim foarte mult, printre altele, și despre această sărbătoare importantă pentru comunitatea evreiască, sărbătoarea de Hanuca. Vă rog să ne spuneți cum marchează această sărbătoare comunitatea evreiască din Brașov. La fel cum marchează toate comunitățile din lume, pentru că Hanuca, această sărbătoare a luminii, care în tipologia sărbătorilor evreiești a fost considerată o sărbătoare mică, a devenit printr-un concurs de împrejurări una din cele mai vizibile și mai cunoscute sărbători evreiești, alături de Purim. Sigur, asta se datorește și unei anumite paralele cu sărbătoarea Crăciunului, care este cam în aceeași perioadă, nu anul acesta este o diferență majoră, dar în principiu există această dorință de a sărbători ceva frumos, ceva luminos, ceva care să aducă între oameni împăcare, și bucuria sărbătorii să lumineze casele oamenilor în această perioadă în care lumina este mai puțină, ziua este mai scurtă și prezența lumânărilor care reprezintă tipologia sărbătorii de Hanuca aduce un spor de încredere, un spor de bucurie în casele oamenilor. La Brașov, ce acțiune ați organizat la Brașov, vă rog? La Brașov am avut câteva momente absolut inedite în sărbătoarea de Hanuca. Una din ele a fost aceea că ea a fost o sărbătoare multiculturală, multietnică și multimedia, în sensul că toate mediile moderne au fost prezente la această sărbătoare și, într-un fel, deși sărbătoarea este de regulă, reprezintă ideea tradiției, a continuității, a neschimbării de la un an la altul, de data asta cele două idei, tradiția și modernitatea, au fost îngemănate într-un spectacol, într-o festivitate foarte unică în Brașov, cel puțin. A fost prezente toate cultele, toate etniile din Brașov, toate vârstele, inclusiv nu numai între spectatori, dar și pe podiul în care s-a desfășurat sărbătoarea și dincolo de aceste lucruri noi, inedite, frumoase, s-a prezentat noua, cea mai tânără generație a comunității din Brașov, cu un program extrem de atractiv și, cred, unic. Și, dincolo de toate acestea, a mai apărut o noutate, care nu este peste tot o noutate, dar în România, sigur, este. În timp ce aprindeam în sinagoga din Brașov prima din cele 8 lumânări, pentru că festivitatea a avut loc în prima zi de Hanuca, deci în această primă zi se aprind conform tradiției așa numite a casei Hilel, a școlii Hilel. În fiecare zi din cele 8 ale sărbătorii de Hanuca se aprinde câte o lumânare. Deci în prima zi una, în a doua zi două și așa mai departe, până la împlinirea celor 8. Există o altă școală care susține o altă ordine de aprindere a lumânărilor. În prima zi se aprind toate cele 8 lumânări și în fiecare zi câte una mai puțin. Am aprins și noi la fel aici la noi în studio. Domnule Ros, spre final discuția noastră, vă rog foarte pe scurt să transmiteți o urare pentru toți cei care sărbătoresc Hanuca în această perioadă. Eu transmit această urare nu numai pentru cei care sărbătoresc Hanuca în această perioadă, care mai ține încă 3 zile, ci tuturor celor care sunt animați de gânduri bune, de generozitate, de prietenie față de semenilor și tuturor le doresc sărbători fericite de Hanuca, după care sărbători fericite de Crăciun și apoi celor care n-au avut încă anul nou, cum am avut noi evrei, le doresc un an nou aducător de prosperitate, de liniște și înțelegere. Așa să fie, domnule Rod. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și sărbători fericite în continuare și pentru dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc. Toate cele bune. Între timp, stimați spectatori, noi aici avem niște mirosuri foarte îmbietoare. A apărut, așa ca printr-un miracol, un platou cu niște gogoșele. Doamna Andreea Ghiță, despre ce este vorba? Ce surpriză ne-ați făcut? Sunt gogoșile de Hanuca, pentru că de Hanuca se gătesc, în general, mâncăruri prăjite în ulei, în amintirea uleiului de unde a pornit sărbătoarea și uleiul sfânt care a durat... a ars 8 zile, și am adus aceste gogoși pentru voi și pentru colegii din platou după emisiune, pentru ca să simțiți un pic atmosfera de care Hanuca, cu siguranță ne vom bucura cu toții la finalul emisiunii. Maria, că toți suntem la capitolul mâncare, spuneai adineauri că etnicii ucraineni intră în post mai târziu și sărbătoresc inclusiv Crăciunul după ritul vechi, mai târziu, 13 zile. Noi am intrat pe 28 noiembrie în post. Deci pe data de 28. Da. Ce se întâmplă în postul Crăciunului la etnicii ucraineni? Cum marchează acest post etnicii ucraineni? Păi nu cred că este mare diferența față de celelalte confesiuni. Normal, ce poate să însemne postul și poate să însemne post și rugăciune, da? Cumva o întrepătrundere. Nu înseamnă să te abții numai de la mâncare, de la anumite feluri de mâncare, înseamnă să te rogi, să devii mai bun, să faci o schimbare. Bineînțeles că schimbări trebuie să faci nu doar în perioada postului, schimbări trebuie să faci tot anul, să fii bun tot anul, da? Tot timpul, cât se poate. Spre deosebire de postul Paștelui, acesta nu este un post așa de greu, ca să spun așa, este un post al bucuriei. Da, nu este, și semnificație. N-aș putea să spun că nici postul Paștelui nu este un post greu. Nu este neapărat greu să da, este și greu să ții postul, e adevărat, depinde de fiecare, dar aș putea să precizez aici faptul că în postul Paștelui poate că este cumva mai multă lume implicată atunci. Adică la mine în comunitate, inclusiv copiii țin post. În postul Crăciunului, să zicem că e și o perioadă mai încărcată, o perioadă mai friguroasă, copiii merg la școală, unii dintre ei stau prin internate, prin cămine, este un picuț mai dificil. Ce gen de mâncăruri se consumă în această perioadă? Se consumă, de exemplu, lactate, de ce anume trebuie să se reacționeze? Acum depinde de fiecare. Bineînțeles că în principal nu se consumă nici carne și nici lactate și nimic ce provine din regnul animal. Dar există și anumite excepții. Dacă femeia este însărcinată sau copilul este foarte mic, atunci este cumva ca o scutire de la post. Dar, în principal, ce le place ucrainenilor să consume, ca să zic așa, și o să mă refer aici la seara de Crăciun, da, la ajun, sunt acele 7 feluri de mâncare, 9 feluri, respectiv 12 feluri de mâncare, în funcție de zone și de care cum a luat obiceiul și cum a fost educat de acasă. Da? 7 feluri de mâncare de post, ne amintesc de cele 7 zile ale săptămânii și multe alte, pentru că multe semnificații, 9 feluri de mâncare, cele 9 cete de îngeri, 12 feluri de mâncare, cei 12 apostoli sau cele 12 luni, da, sunt multe asocieri. Doamna Boda, mă întreb spre dumneavoastră, ce înseamnă acest post la catolici în această perioadă? Acum am și discutat puțin așa niște diferențe și asemănări sau ce ar însemna advent și ce ar însemna post. Care ar fi vreo diferență? Există vreo diferență între acestea? Deci eu de aceea am accentuat că e vorba de ritul latin, deci de romano-catolici, care nu au în advent un post, ca de exemplu înaintea Paștelui. Nu se concentrează catolicismul pe un fel de așteptare cu aceste restricții în mâncare, ci mai mult se axează pe bucurie, cum a spus și colega. Iată, vorbim deja de asemănări până la urmă. Da, deci, dar această bucurie, deci la acest nivel nu se ține un post. Este vorba mai mult de a încerca într-adevăr de a te reînnoi și de a încerca să aduni într-un fel fapte bune. Deci cumva așa să te pregătești ca să devii mai bun, încercând să dai în fiecare zi câte puțin și cum te apropii în această permanentă așteptare, să încerci să faci într-adevăr fapte mai mari de caritate. Și este un mic obicei care la copii, eu am văzut cel puțin în comunitatea maghiară romano-catolică, se adună într-un fel aceste fapte bune, desigur nu cu denumiri, ci se decupează niște inimioare și pe spatele fiecărei inimioare se pun niște semne, deci copilul știe și eventual acea comunitate unde, de exemplu, face ore de religie, care inimioară ce înseamnă și, în orice caz, apar niște punctulețe care înseamnă câte din acea faptă bună a reușit să înfăptuiască. Aceste inimioare se adună și de Crăciun se duc la Iesla, care există, deci acel mic Betlehem, care există în bisericile romano-catolice și un fel de ofrandă se oferă, deci ca cei trei magi care vin cu fel de minunății și copilul și, desigur, adultul, mai mult simbolic, adică mintea în sufletul său, adună aceste fapte bune și tot așa, dar mult mai simbolic, deci fără acele inimioare, le oferă de Crăciun. Da, Andreea Gheță, ce întâlnim în cadrul sărbătorii de Hanuca? Să întreb pe doamna Marta Bodo, legat tot de copii și de Advent, există acele calendare de Advent. Hai să continuăm puțin cu ele, pentru că sunt interesante și avem și imagini legate de ele. Deci, ce înseamnă aceste calendare de Advent? Deci, ca și obiceiul cu coronița de Advent și calendarul de Advent, e mai mult de la populația germană, preluată. Acest calendar de Advent e mai mult prezent la protestanți. La noi, la catolici, nu prea am întâlnit, sau numai în familie, eventual. Deci începe din 1 decembrie, e pe 24 de zile. Și, de fapt, tot un fel de așteptare și o pregătire în bucurie, dar fără post, fiindcă de multe ori sunt niște prăjiturele sau dulciuri sau așa ceva, se ascunde, ca niște un gemuleț sau niște ușițe care se deschid și asta arată, deci, acea așteptare și tot mai multe uși se deschid, sunt deschise deja, deci într-un fel și asta simbolizează că tu îți deschizi sufletul către marele eveniment sau lumina care vine de Crăciun. Ajungem la Hanuca, deci ar fi încă două lucruri de menționat despre sărbătoarea de Hanuca. În primul rând, se dau daruri. Deci pe vremuri se dădeau niște bănuți. Foarte mulți o fac cu Crăciunul, da, pentru că se dau daruri și pe vremuri se dădeau bănuți, care se numeau în idiș Hanuca Geld, adică bani de Crăciun, acum se dau bani de Hanuca, acum se dau cadouri. Și povestea un prieten din America anul trecut că în America în fiecare seară fiecare copil primește cadouri și până la urmă se adună o mulțime de cadouri pe care părinții nu mai știu cum să gestioneze aceste cadouri, unde să le pună. Și un alt simbol este acest titirez, care se numește Drider, care are, de fapt, și o semnificație legată de perioada când iudaismul era interzis sub acel tiran Antiochus Epifanes și atunci când se rugau de șabat sau când se adunau să se roage, era totdeauna la îndemână un astfel de titirez, că dacă veneau în control reprezentanții autorităților să spună că se joacă cu titirezul, care titirez are 4 litere pe el, sunt literele de început al unei fraze ebraice care se numește Nes Gadol Haya Po, adică mare minune s-a întâmplat acolo, și e un N, un G, un Hei și un P, care se referă, traduse în limba idiș, și dacă se învârte acest titirez, care Ar trebui să încerc să-l învârt și sper că se va învârti. El la un moment dat se oprește și în funcție de litera pe care el se înclină, se joacă pe nuci sau pe alune, și G-ul înseamnă Gant, se câștigă toate alunele, Heiu că nu se câștigă niciuna, jumătate și așa mai departe. Deci e un joc de societate pentru copii, de fapt, este un joc de societate pentru copii. Și cred că am epuizat în mare, în afară de prăjituri. Da, Aș reveni la Maria pentru a o întreba despre acea campanie Lumina Păcii din Betleem, despre care am menționat adineauri. Este vorba despre campania inițiată de radioul austriac din Linz, cum spuneai tu, și care a ajuns și în România în urmă cu câțiva ani. În urmă cu trei ani. Anul acesta se plănuiește o astfel de o acțiune similară? Da, se plănuiește. Va exista continuitate, cel puțin așa sperăm și cu ajutorul lui Dumnezeu. Sperăm să se întâmple pe 17 sau 18 decembrie, înainte de Crăciunul românesc. Cei de la organizația PLAST, organizația de cercetare din Ucraina, PLAST, deja ne-au contactat. Sperăm să fim cât mai mulți și să se preia lumina în cât mai multe locuri, comunități ucrainene. Anul trecut a ajuns chiar aici, în redacția minorității. Concret, cum se aduce lumina și cum se preia? Păi, se ia de la locul nașterii. De fapt, cine se ocupă? Se ocupă voluntarii, cu alte cuvinte. Se preia de la locul nașterii din Betleem. Deci o lumânare sau o balță? O lumânare este normal adusă într-un recipient special, dar asta nu înseamnă că lumânarea nu se poate stinge, pentru că ar fi un efort foarte mare să aduci lumânarea aprinsă de acolo. Ar trebui cineva să se îngrijească și nici nu există condițiile respective. Dar ideea de fapt care este? Aceea de a împărți lumină de la om la om, da? De a ajunge lumina la cât mai mulți oameni. Aceea de ideea de uniune, da? De căldură sufletească, de pace, cu alte cuvinte, pentru că asta este și denumirea campaniei, Lumina Păcii din Betleem. Îi invităm pe telespectatori să urmărească un material, un scurt material de la un evenimentul care s-a întâmplat anul trecut, când chiar aici la TVR Cluj, sediul TVR Cluj, am primit împreună cu colegii noștri de la redacția minorită și cu etnici ucraineni această Lumină a Păcii din Betleem. I 2012. Roci treći rik pospilj ukrajinski plastune predale ve Flejemske vohonj meru ukrajinski hromadi Rumuniji. Perše misce de skaute predale cej vohonj bilo misto Kluž 21. grudnja. Участь у передачі Вифлеємського вогню меру взяли представники української громади в Клуж, а також журналісти телекомпанії ТВР Клуж, зокрема головний редактор програм для національних меншин. 22 грудня пластуни передали Вифлеємський вогонь українській громаді столиці Румунії, місті Бухарест. Потім 23 грудня 2012 році ввечері у будинку Союзу українців Румунії відбулася урочиста передача Вифлеємського вогню миру українській громаді міста Тимішоара. Я дуже радий, що ми змогли і цього року зорганізувати цю подію. Дуже радий, що вони до нас і цього року долучились. І ще дуже радий, тому що до цієї події долучилась і Тимішоара. Як я обіцяв минулого року, що постараємось і в інших осередках приносити це світло, цю емоцію, цю теплоту перед різдвяні свята. Нам ось вдалося цього року і долучити місто Тимішоара. І, надіюсь, наступний рік буде ще більше міст. Надіюсь, може Яш, може і Сатумари якось долучимо до цієї прекрасної події Вифлеємський вогонь миру. Вони будуть їздити по всі 3 міста цього року, в Клуж тут. Потім після Клужу вони переходять до Бухаресту, там, де передадуть цей вогонь, Вифлеємський вогонь миру української громаді з міста Бухарест, і потім до Тимішоари і далі собі до Нового Саду. Дорогі українці з Румунії, з міста Клуж, щиро радий вітати вас цим віфлеємським вогнем, який поширюють пластуни по всіх громадах, по всій Україні, не тільки в нашій країні, але і де проживають українці діаспори. Дуже радий, що ми вже втретє завітали до вас в Румунію, зокрема, другий раз до міста Клуж. Передаємо цей символ добра, символ такої любові, теплоти, так, не тільки як сам вогонь фізичний, але як такий вогонь, який буде палати у наших серцях, так, і справді пластуни передають цей вогонь перед Різдвом, перед Великим Святом народження Ісуса Христа, і кожну вечерю, святу вечерю, коли ми будемо починати з молитви, будемо запалювати цей вогонь, який ми доставляємо з Віфлеєму, будь-де, де є українці, чи тут в Румунії, чи де їде вогонь в Прибалтику, Литва, Латвія, Естонія, їде до Сербії. Так само ми відправили вогонь поштою, щоправда, свічку, але теж приємно до Швейцарії, до Ірландії, до Великої Британії, до Болгарії. І справді там теж українці будуть запалювати цей вогонь з Віфлеєму. І завжди ми будемо пам'ятати, що ми є один народ безвідносно до того, де ми проживаємо, що в нас є одні культурні цінності, і ми належимо до українського народу. Радий вам передавати цей вогонь. Я сподіваюся, що третій раз це склалася гарна традиція. І вже буде потім четвертий, п'ятий. І кожен рік будемо якомога краще і більше передавати, і залучати більше міст і людей до передачі Вифлеємського вогню. Дуже вам дякую за цей прекрасний подарунок, який ви нам привезли. І ось вже тут втретє до нас в Румунії, заходив вдруге в Клужі. І так вийшло цього року, що не тільки українцям міста Клуж ви передаєте, а також журналістам з міста Клуж тут в Домі Радіо для ТВР Клуж і ТВР Твейна. Цю прекрасну передріздвяну традицію розповсюджувати вифлеємський вогонь миру започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ОРФ з міста Лінц. Щороку представники австрійської телерадіокомпанії та австрійські скаути беруть вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Саме із рук в руки від одного скаутського осередку до іншого вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоді і сповідання, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дів, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Lumina Păcii din Betlehem este o altă campanie foarte frumoasă care se regăsește nu numai, așa cum am văzut în materialul anterior, în comunitatea ucrainenilor, ci și în alte comunități, nu-i așa, Maria? Da, deci este o campanie la nivel internațional, nu ține neapărat de comunitatea ucraineană. Noi suntem acum mai apropiați de cei din Ucraina și preluăm lumina de la ei, dar asta nu înseamnă că este cumva așa o delimitare. Povesteam cu doamna Bodu în pauză că această campanie și acest obicei se reîntâlnește și la catolici și sunt foarte activi în a continua această frumoasă inițiativă. Spre final, pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre, aș vrea să ajungem și la niște concluzii, însă foarte pe scurt spuneți-ne, vă rog, aceste două, respectiv Cununa de Advent și Hanukia, unde se așează ele? Sunt anumite locuri speciale unde trebuie să fie așezate? În principiu, Hanukia ar trebui așezată în geam. Deci ideea este că trebuie să împărtășești lumina acestui miracol, care de fapt este triumful monoteismului asupra, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă acea bătălie n-ar fi fost câștigată de Matityahu, uleiul, în fine, nu s-ar fi retârnosit templu, poate niciuna din celelalte religii monoteiste ar arăta altfel, deci n-ar mai exista pe pământ. Și cununa de Advent? De obicei în casa familială se pune în centru, deci în camera de zi unde se adună familia și e foarte bine să se adune și să se roage în fiecare zi a Adventului. La biserică de obicei se pune undeva aproape de altar, dar nu, cum nu este un obiect liturgic, nu are așa un loc aparte. Doamna Andreea Ghiță, ce pregătește comunitatea evrească din Cluj? În foarte multe capitale, în orașele mari din lume, această Hanukia este postată și public. inclusiv la Casa Albă, primul președinte care a prins de Hanuca o hanuchie lângă Casa Albă a fost Bill Clinton, dar și în alte orașe există piețe, hanuchii, și uneori aceste hanuchii care luminează sunt aproape de pomul de Crăciun împodobit. Președintele comunității din Brașov vorbise de acțiunea din prima seară de Hanuca. La noi este acel obicei de aproape peste 20 de ani care se numește Hanuchiadă, din anii 80, când o delegație de la Federația Comunităților Evreiești din București pornea pe nămeț, pe întuneric și pe frig ca să animeze comunitățile de-a lungul drumului din toată țara. Ei, această Hanuchiadă pornită de la București va poposi mâine la Cluj, deci mâine la ora 5 este festivitatea de Hanuca la templu, mâine marți 3 decembrie la ora 17. După masă este și un spectacol cu corul comunității, cu formația Klezmer. Vine rabinul de la București, rabinul Rafael Șefer. Oricine cred că poate participa și este invitată. Deci și doamnele din preajma mea sunt invitate. Știu că Maria e la Timișoara la un festival, dar îi invit pe colegii din platou, pe colegii din televiziune, pe concetățeni. Cine dorește este binevenit la templu, la spectacolul și bucuria de Hanuca. Așadar, stimați telespectatori, v-am făcut program pentru mâine la ora 17 la templul memorial de pe Horia. De pe Horia. Horia, da. Doamna Arta Bod, așa, o concluzie la finalul ediției noastre de astăzi dedicată luminii sfinte, care așa cum se regăsește ea în diverse religii și culturi. Deci, despre simbolismul acelei cununi vreau să vă mai spun că este foarte important că e o formă de cerc, ceea ce ne arată eternitatea, deci și drumul nostru care are un început și un sfârșit, și acestea se întâlnesc și se împreunează, iar putem să spunem că fiecare lumânare poate să aibă un simbolism aparte, simbolizează sau sunt atribuite niște valori de bază creștinești, cum ar fi credința, speranța, bucuria și dragostea. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semenii noștri. Și cum tot mai multe lumânări se aprind și noi ne apropiem mai mult de lumină, de lumina absolută și eternă care este Iisus Hristos, care se naște de Crăciun. Vă mulțumim foarte mult, stimate invitate, pentru prezența voastră în emisiune. A fost foarte interesant și cu siguranță vă vom aștepta cu altă ocazie. Stimați telespectatori, eu urez tuturor celor care sunt în plină sărbătoare de Hanuca sărbători frumoase și celor care urmează să sărbătorească Crăciunul, anul și așa mai departe, la fel. Eu mi-au acum la revederea de la dumneavoastră, dar vă așteptăm și în partea a doua cu reportajele Transilvaniei Policrome. Sunt Maria Cinargiga și vă doresc toate cele bune!